mă, Galușu! Da! Primim, primim, poftim, Galușu! Vă mulțumim frumos! Hai, băieții! Let's go.
Te vede ei nouă ciobani cu nouă câini și te lasă te tăia, te se mare te aruga, pune bloporul cânta, pune fată mare, nu-mi plătea cotița. Da, nu te reprezintă viața frumoasă a animalelor. Reprezintă pentru îndepărtarea tuturor răutăților propagate asupra omenirii, cum vine vorba. Și din cauza asta, la noi, în jocul de căluși, se bagă lina, sare și usturoi, care mai avem în legătură cu călușul steagul. Steagul care format din usturoi, care pentru fiecare jucător avem cât o căpățână sau cât un fir de usturoi. Plus grâul pe care reprezintă holda, iar usturoi reprezintă îndepărtarea problemelor rele care va apare, orică e grinde, orică e, mă rog, probleme cerești. Și mai avem în plus prosopul, care reprezintă puritate și dragoste față de popor. Călușul la noi se joacă de multă vreme, aproape exagerat, duce la vârsta de 80-85 sau 100 de ani. La noi călușul e luat din tată în fiu, din moș strămoș, deci de când m-am născut la vârsta de 6 ani, 7 ani, când am putut să merg după căluș, călușul a fost în floare. Deci să leagă sâmbătă seara și duminică să joacă în sat, pe uliți, mergând de la aproape din casă în casă, cum ar veni. Omul, dacă vrea, ne primește, nu-l obligă nimeni, nu-i obligatoriu. Noi ne facem datoria pentru fiecare, dacă vor și au bună plăcere să distreze. Noi am plecat pe drum pentru distrare. Călușul, deci costumația călușarilor, este compusă din o pincă, ciorap, pantalon, cămașă albă, pinten și bete, plus pălăria pe care este cu mărgele și cu bordele. Tradiția care este din
V-am spus, e din Moș-Trămoș. Joc în căluș exact de la vârsta de 21 de ani și până la ora actuală. La ora actuală am vârsta de 60 de ani și dacă o vrea și o mai putea Dumnezeu și o fi sănătos, să-l mai duc în continuare ca să las, că deja în joc am tineret și aș vrea să mai fac, să bag în joc tineret mult mai tânăr, ca să preia comanda de la unul la altul, să rămână înfiripat în o viață întreagă. Că așa se întâmplă la noi. Asta a rămas tradiția care se mai poate în preajma rusaliilor să fie distracție pentru populație. A doua duminică după rusalii, sau prima zi după rusalii, mergem în comunele învecinate pentru a distra și acolo populația și ne retragem pentru spargerea călușului. Deci duminica ce vine, duminica viitoare, se va sparge călușul. Deci nu se mai face până exact la anul viitor în preajma rusalii. Eu cam atât am avut de spus și vă mulțumesc frumos. Să ne ajute Dumnezeu. Eu vă spun, bine ați venit în satul Merișani, sat aparținător al comunei Băbăița. Sunt viceprimarul localității și sunt eu al satului Merișani. Am marea onoare și bucuria de a prezenta aceste zile festive ale satului, rusaliile, care din Moș-Trămoși în localitatea noastră au sărbătorit călușul, o tradiție populară a satului nostru, o tradiție care s-a păstrat și nu am avut chiar și pe timpurile când era interzis acest joc, am avut puterea de a-l întreține, am avut curajul și am mers înainte. E o mare bucurie pentru toți oamenii din satul nostru să avem printre noi cetățeni și din alte localități care vin să ne vadă tradițiile, vin să ne vadă așa cum suntem. Noi nu vrem să prezentăm niște artiști care au făcut repetiții continuu și să ne prezentăm așa de bine ca să părem ochiului plăcut. Noi ne prezentăm așa cum suntem, originali, cu mutul nostru, un om bătrân de 83-84 de ani, cu oamenii noștri care ați văzut cum joacă. Noi zicem că arată bine, noi iubim și iubim acest joc în primul rând. Vrem să veniți întotdeauna la noi în sat, că ați văzut, din formația călușului fac parte oameni și mai în vârstă și mai tineri. Vrem să ducem tradiția mai departe, să nu uităm ceea ce este original și al satului, ceea ce ne aparține. Ne mândrim cu acest joc și cu tot ceea ce este satul nostru. Satul Merișan este un sat care i-a plăcut întotdeauna jocul, i-a plăcut întotdeauna distracția, dar i-a plăcut și munca. Sunt oameni muncitori, oameni primitori și așa vrem să fim în continuare. Nu vrem să ne transformăm acum că suntem în secolul vitezei sau cumva al informaticii, cum se mai zice. Noi rămânem cu tradițiile noastre și o să le păstrăm întotdeauna. Vă mulțumim că ați venit la noi în localitate și vă mai invităm și anii următori. Primiți cu călușul! Da, da, poftiți! Multă sănătate și bine v-am găsit sănătoși! Bine v-am găsit sănătoși!
Una, două, trei! Ascultați și la radio. Bun. Bună ceva! Bună ceva! Bună ceva! Bună ceva! Bună ceva!
Thank you.